Bună seara, bun regăsit la povești de succes din România. Sunt Maria Liliana Oșca și vom fi împreună pentru 45 de minute. 45 de minute de viață, 45 de minute de istorie. În platoul poveștilor de succes se află Dan Drăghicescu, cineast, producător de film, istoric. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație! Ne bucurăm că ați reușit să ajungeți într-un București aglomerat. Ne bucurăm că putem face împreună o pagină reală de istorie și să începem cu povestea dumneavoastră. De ce ați început acest turneu, ce reprezintă acest turneu și de ce spunem noi că este o pagină adevărată de istorie? Practic, ca producător de film asociat cu domnul John Florescu, care este producător executiv al proiectelor noastre incluse în Turneul Național de Educație Istorică, mă refer acum la Războiul Regelui, Maria Inima României și Regele Mihai Drumul către Casă, a apărut pasiunea de a arăta istoria la nivel național, cu intrare liberă în toate județele. Practic, aceste filme documentare istorice, care au fost preluate și de canale de istorie cunoscute de televiziune, au ridicat un interes pe partea de istorie și au fost validate cu Academia Română și atunci împreună cu John am decis să facem Turneul Național de Educație Istorică prin proiecții de documentar istoric cu intrare liberă, accesibil tuturor. Să spunem telespectatorilor Canal 33, Dan Drăghicescu, cineast, așa cum am spus, a realizat primul documentar istoric, Războiul Regelui, în 2016. Începem de la acest punct. Cronologic vorbind, în 2016 am realizat împreună cu John documentarul istoric Războiul Regelui, după un interviu luat de John Florescu în 2003 la Palatul Elisabeta cu regele Mihai. Probabil a fost cel mai lung interviu dat de regele Mihai unui jurnalist. Vreau să spun că John Florescu la bază este jurnalist, dar și producător de film. Este un interviu care a început în august, pe 2 august 2003, și pentru că aveau atâtea teme de dezbătut, regele și-a exprimat dorința să se vadă și a doua zi. Deci, practic, a fost un interviu întins pe 2 zile în Palatul Elisabeta în vara anului 2003. Acest interviu luat de John Florescu, o perioadă îndelugată, a stat într-un safe undeva în Los Angeles. La discuții ulterioare care le-am avut cu dânsul, am ajuns la concluzia un interviu de asemenea valoare trebuie transpus într-un film. Discuțiile au ajuns ori film ficțiune, ori documentar. Am ajuns să tragem linie, să producem primul documentar Războiul Regelui, după ce John a realizat că acest testimonial luat de rege este de importanță națională. Deci, practic, și arhivele care le aveam pe linia acestui documentar găsite în cercetare, reitera ideea de a avea un documentar istoric care să rămână pentru records, cum se spune, să rămână în școli, și ulterior a fost validat și de membrii ai Academiei Române care l-au văzut și l-au apreciat la acea vreme. Domnule Drăghicescu, vă propun să vedem acest trailer. Colegii din emisie sunt pregătiți să-l prezinte publicului Canal 33. Vă mulțumesc! Regele Mihai I al României se adresează națiunii. Românii de pretutindeni se adună în jurul radioului. Primul ministru al țării, generalul Ion Antonescu, a fost arestat, alianța cu Hitler a fost ruptă, iar România s-a alăturat aliaților. Liderii sovietici, dar și comuniștii români, s-au întrecut în a se lăuda cu evenimentele de la 23 august. Însă adevărul a fost uitat. Aceasta este adevărata poveste a războiului secret dus de un rege de 23 de ani împotriva lui Hitler, dar și a lui Stalin. Povestea celei mai impresionante răsturnări de situație din al doilea război mondial este spusă de însuși regele Mihai I al României. L-am alături pe cineastul Dan Drăghicescu. Vă invit să explicăm telespectatorilor noștri cât este de greu să păstrăm acuratețea acelor momente. Este complicat să luăm un interviu, este și mai complicat să-l redăm, să-l transpunem într-un film. Transcriptul interviului ajută la dezvoltarea proiectului de istorie. Practic, după vorbele regelui, am căutat în arhive
și am validat arhivele cu istorici, la care ulterior am avut acces și prin John Florescu am avut interviuri directe și cu acești istorici. Practic în film o să îi regăsiți pe domnul profesor istoric Ioan Scurtu, pe domnul Giuvara. De asemenea avem istorici de talie internațională. Am avut filmări în Marea Britanie cu domnul Denis de la Tant, care este expert pe istoriografia țărilor din Est și a României. Am avut interviuri la Moscova, am avut interviuri în Statele Unite ale Americii cu Wesley Clark, interviul luat de către John Florescu. Wesley Clark, după cum știți, a fost comandor NATO și chiar a fost candidat la președinția Statelor Unite ale Americii. Este un personaj care are o greutate istorică importantă, un personaj care l-a cunoscut pe regele Mihai. A fost de a vizita și țara de câteva ori domnul Wesley Clark. Iar toate aceste elemente puse cap la cap alcătuiesc practic trei capitole importante în dezvoltarea unui documentar istoric. Practic avem cercetarea de arhive în care alegem cu acuratețea anilor și prin validarea istoricilor perioadele care sunt expuse în film și căutăm în arhive din naționale și internaționale. Un capitol 2, tot din documentar, sunt scene de reconstituire în care validăm părți din istorie prin reconstituiri, echivalându-le prin validarea lor cu istorici, evident, dar la aceste scene de reconstituiri folosim actori. Iar al treilea capitol în realizarea acestui documentar este partea de interviuri prin validarea structurii care o avem de la interviul regelui Mihai. Avem istorici colaterali care intervin pe anumite teme care regele le dezbate. În special în războiul regelui se discută tema 23 august 1944 și întoarcerea armelor. Un aport mare l-a avut regele Mihai și, cum știm, chiar s-a scurtat războiul mondial al doilea cu aproximativ 300 de zile. Prin deciziile pe care le-a luat la acel moment regele Mihai, a reușit acest lucru pentru noi, pentru omenire până la urmă. Practic a ajutat și Europa, pentru că acest război s-a scurtat cu mult și s-au salvat vieți în același timp. În plus, și economic vorbind, un război cu cât se termină mai repede, stabilitatea în Europa se recâștigă mult mai ușor, mai repede. Oricum, o stare de război nu este încurajată în nicio perioadă, mai ales că în nicio perioadă trăim acum în prezent și ne uităm înapoi în istorie. Ar trebui să învățăm din istorie ca să evităm greșelile din prezent. Ați numit atât de frumos războiul regelui, dar este până la urmă și războiul nostru ca și națiune. Considerați acum, după ani de cercetare, de pasiune, că până la urmă faceți asta din suflet, Mihai al României a fost un om ghinionist? Regele Mihai a fost un om al românilor, un bun creștin, un bun ortodox, dar a fost într-o perioadă de vâltoare în Europa nu prielnică, a avut antecedente chiar în familie, prin sensul neînțelegerilor între mamă și tată, mama regina Elena și Carol al II-lea au avut o relație toxică, lucru care l-a afectat pe regele Mihai. Și a avut neșansa în vârsta fragedă, floarea vârstei în jur de 20 de ani, 21 de ani, 22 de ani, să conducă țara într-un moment de cumpănă, practic, al doilea război mondial. Era un moment greu nu numai pentru România și pentru Europa, era un război mondial, deci era un moment planetar greu în viața lui. Deci putem spune că regele Mihai a fost într-un fel ghinionist, dar a reușit să iasă din această pasă prin aportul care l-a adus țării pe durata scurtă care a avut-o la conducerea țării. Și acest lucru s-a reflectat în Europa și a fost apreciat la acea vreme de președintele Statelor Unite și chiar de către conducerea de la Kremlin pentru ce a făcut în al doilea război mondial. Spuneți de presiunea din familie, dar numirea lui foarte, foarte, foarte devreme ca regent, credeți că a fost o presiune? A resimțit-o? A conștientizat Mihai, copilul Mihai, ce presiune este pe umerii lui?
Cred că da. Acest lucru este subliniat de către bunica lui, Regina Maria. Am văzut în însemnările dânsei din jurnalele care le avea ținute foarte strict la acea vreme, jurnale care le putem găsi în arhivele din București, chiar de lângă Cismigiu. Chiar oricine, și încurajez să are curiozitate, cine are curiozitate de istorie, să se ducă la Arhivele Naționale ale României cu actul de identitate, să se identifice, să-și creeze un cont acolo și poate să aibă acces la istorie, să citească în arhive. Și revin, Regina sublinia în jurnale, îl văd pe Mihăiță foarte retras, îl văd apăsat, chiar în momentul când dă mâna cu cineva, se uită prin tine, parcă ești invizibil. Am încheiat citatul. Lucru extrase care l-am luat din însemnările Reginei Maria. Deci bunica lui, Regina Maria, a observat în tinerețea regelui Mihai, copil fiind, o apăsare care a primit-o și prin rangul care l-a primit la vârstă fragedă, dar și prin problemele care existau, din păcate, la acea vreme în familie. La numirea, practic, ca rege la 20 de ani, considerați că putea lua alte decizii mai bune pentru el, mai bune pentru țară? Nu știu, nu pot să mă exprim ce ar putea face regele Mihai. Cred că la acel moment, pentru țară, atitudinea care a avut-o a fost constructivă și a ajutat istoria noastră, a ajutat economia și a reușit să scoată România din război mai repede decât probabil ar fi făcut-o altcineva. Nicio altă decizie pe care ar fi putut-o lua nu ar fi schimbat soarta lui sau a noastră? Nu, cred că are un singur regret care ni l-a împărtășit cumva în off the camera, când i s-a pus întrebarea vis-a-vis de mareșalul Artonescu dacă putea să-l ierte. Răspunsul a fost, îi pare rău că n-a reușit să-l ierte, dar sigur americanii sau rușii nu-l treceau cu vederea și ajungea tot în fața plutonului de execuție. Adică nu ar mai fi contat decizia regelui într-o astfel de hotărâre istorică? Nu, în acele momente critice deciziile se iau destul de abrupt și se execută destul de repede. Soarta unui militar, fie el soldat sau mareșal, este decisă așa în astfel de vremuri de cumpănă? Da, momentele se compresează, nu există foarte mult timp pentru deliberare. Să ținem cont că în momentele acelea încă războiul era pe muche să se încheie, nu era încheiat în toate zonele planetare și sunt decizii care sunt luate în preajma unui mare război. Nu pot să le comentez. Sunt acte istorice care s-au consemnat deja. Vorbind despre războiul regelui, inevitabil este în legătură cu deciziile pe care a luat mareșalul Antonescu. Credeți, ca om care ați fost aproape de fenomen și cercetați de atâția ani, că ar fi putut, practic, acești doi oameni să schimbe ceva pentru soarta lor? Soarta României a fost decisă la nivel internațional. Practic, noi am reușit să o creionăm într-un sens în care să fie mai dulce tratatul de pace de după al doilea război mondial. Marile puteri au hotărât soarta României, după cum știm și discuția care a avut-o Churchill cu Stalin la Ialta, în care Churchill chiar oferă conducerea României. România nu ar fi avut un alt viitor decât prin acest sacrificiu. Sacrificiu însemnând hotărârea aceea dură de a executa un mareșal și expulzarea din țara unui rege? Expulzarea regelui este în contextul în care la putere au ajuns comuniștii în 47. Regele a abdicat forțat, nu a abdicat dintr-un motiv istoric agreat. Chiar în actul de abdicare care l-am cercetat pentru proiectul Războiul Regelui, este consemnat, citez, las prin actul de abdicare la latitudinea poporului român să-și aleagă o nouă formă de guvernământ. Închei citatul. Acest lucru înseamnă, se reflectă în validarea unui referendum. Practic, poporul român, după 47, avea nevoie de un referendum ca poporul să-și aleagă forma de guvernământ la care aveau să treacă sau să continue. Practic, abdicarea regiului se întâmplă în momentul în care România era monarhie
Iar din acel moment, din 47, niciodată până acum n-a avut loc un referendum în care să spună voința poporului. Dacă poporul renunță la forma de guvernământ monarhie și trece la republică. De aceea mi-am ridicat chiar eu și alți oameni din anturajul meu, care am lucrat la proiecte istorice, problema, dacă vă uitați în zilele noastre pe bacnotele care le avem, scrie simplu România, nu scrie Republica România. Pe timbre la fel, scrie România. Pe monezi scrie România simplu. Pe actele cu care călătorim, buletinul de identitate, pașaport, nu scrie Republica România, cum scrie la Republica Bulgaria sau Republica Cehă sau Republica Ungară sau Republica Austria. Avem simplu România. Deci, practic, această formă de guvernământ republică cred că nu este validată la nivel internațional ca să poată fi afișată lângă România până în acest context. Revenim la acest turneu din care face parte și acest documentar. Ne referim cumva și la Maria Inima României. Avem filmare și am vrea să o vedem împreună cu telespectatorii Canal 33. Vă rog. Let me take you to some of the places we went across 8 countries. The basement of the Romanian National Archives. In productions, I always begin with the first draft. Here, Queen Marie's words, her diary, photos, notations, coloring, doodling, more than 100 volumes, all in English, beautifully written. Almost no one read them. Unbelievably, the first person was an American writer, Hannah Pakula, who then wrote a bestseller in the US on Queen Marie. Southern Germany, Sigmaringen, seat of the Hohenzollern family whose power extended across Europe. Here, a German prince would marry the royal English teenager. She had 3 weddings in one day, Catholic, Lutheran, and civil. And most of the monarchs of... Acela este regina. Există un singur bărbat în România și acela este regina. Mi-a plăcut enorm de mult acest citat. Este al dumneavoastră? Nu, eu l-am ales împreună cu John Florescu să-l punem pe posterul filmului Maria Inima României. L-am găsit în însemnările reginei. Practic, citatul este al ambasadorului Franței la acea vreme în București, care avea o relație diplomatică cu regina și o susținea în demersurile sale, mai ales în proiectul care l-a avut la Versailles pentru reîntregirea României după Primul Război Mondial. Este un citat adevărat. Mulțumesc că ați dedicat la fileu acest citat, pentru că societatea are nevoie de manageri la nivel politic. La acea vreme, oamenii politici își dădeau mâna și de stânga și de dreapta și împreună cu regina să facă un lucru, să pună umărul la îndreptarea României și ridicarea României din cenușa războiului. Politicienii, la orice vreme, și în trecut, și în prezent, și în viitor, sperăm să pună umărul, chiar că se stânga sau de dreapta, pentru îndreptarea unei țări, pentru țara pentru care lucrează, să facă lucruri pentru țara de unde sunt, că sunt, ei sunt pentru a servi. Iar acest ambasador, practic, validează ce se întâmplă și în zilele noastre, dar nu avem regină. În toate vremurile, o nație are nevoie de lideri, fie ei bărbați sau femei. Corect. Regele Mihai a avut în spate oameni puternici, așa cum a fost și regina, așa cum a fost regele Ferdinand. Considerați că, datorită vremurilor tulburi, a avut finalul acesta, în alte condiții ar fi putut să se ridice la nivelul lor? Dacă, cu siguranță, dacă nu erau vremurile tulburi din al doilea război mondial, care l-au prins pe regele Mihai în jur de 20 ceva de ani, sigur, comunismul nu ajungea aici, sigur, soarta regelui nu ajungea să părăsească România, nu ajungea în exil, și cu siguranță încerca să se ridice la nivelul lui Ferdinand, regelui Ferdinand și a reginei Maria. Deoarece bunicii lui sunt exemple de urmat, nu numai pentru regele Mihai la acea vreme, sunt exemple de urmat și pentru noi acum în prezent, când vedem ce au făcut la nivel de infrastructură, economie. Lucruri întâmplate și palpabile acum 100 de ani, în 1922, după încoronare, vizite de lucru care l-au avut în Statele Unite, mai ales regina Maria,
cum se reflectă și în filmul Maria, Inima României, cum a fost primită la New York de către primarul New Yorkului. În ziua de azi vedem o aulă mai mică a politicienilor la nivel internațional. Din păcate, dar sunt sigur că aceste lucruri se îndreaptă pe zi cu ce zic în fiecare zi prin experiențe. Dar da, în experiența familiilor regale, genul acesta de familie nu poate decât să ajute în prosperitatea unei țări. Vorbim inevitabil despre exil. Acesta nu putea fi evitat. Aș vrea să ne referim un pic la acel moment, ianuarie 1948, trenul regal. Da. Dacă ținta era stabilită, dacă convoiul acela știa unde trebuie să ajungă, dacă regele Mihai avea habar ce să se întâmple mai departe cu el și familia lui. E o întrebare foarte bună, pentru că chiar regele ne spune în testimonialul care l-a dat în Războiul Regelui, s-au suit cu mama Elena în tren, cu bagajele aprobate de către guvernul comunist și nu știau în ce direcție se îndreaptă. Li s-a spus că o să meargă în Elveția, dar nu erau siguri. Perdelele au fost trase la tren și a plecat într-o nesiguranță totală. Chiar el declară că mama era foarte speriată, nu știam unde ajungem, nu știam dacă ne spun că ne duc spre vest și ne duc spre est, dacă avem soarta Romanovilor. Deci a plecat într-o incertitudine totală. Era o temere pentru Moscova? Moscova nu cred că avea o teamă de rege. Moscova cred că vrea să controleze evident România și regiunea Balcanilor, dar nu-l considerau pe rege un pericol. Cum spuneam, Moscova chiar l-a apreciat pe rege prin întoarcerea armelor. Și practic până în zilele noastre, regele a beneficiat de două distincții. Una de la președintele american pentru ce a făcut în al doilea război mondial și a doua distincție de la statul sovietic. Surprinzător, de la statul român n-a primit nicio distincție, cât a fost în viață sau după. Un lucru care mie personal, ca iubitor al istoriei, nu ca istoric, ca producător de filme istoric, îmi ridică un semn de întrebare. Cum de un rege care a făcut atâta pentru România și pentru Europa în al doilea război mondial n-a primit decât distincții internaționale și n-a primit nicio distincție de la el acasă, oficial vorbind? E un semn de întrebare care nu știu cine poate să răspundă în momentul acesta. Rămâne o perioadă foarte complicată a istoriei României. Regele Mihai, emblematicul rege Mihai, ar fi putut fi poate cel mai longeviv rege, mai mult decât regina Elisabeta, dacă rămânea pe tron. Aveți perfecte drepte. Cum știm, regele s-a stins în 2017 la vârsta de 96 de ani. Dacă rămânea pe matematic simplu, trăia mai mult decât pe tron, decât Elisabeta. Elisabeta s-a stins, dacă nu mă înșel, a fost anul trecut, în 2022. Era cu siguranță mai tânără, iar în gradul de rudenie era vară directă cu regele Mihai, dacă nu mă înșel. Cu siguranță și prinț Filip, care era văr direct cu regele, deoarece tatăl lui prinț Filip e frate cu mama regelui pe linia greacă a familiei regale. A avut o viață lungă, până la 101 ani a trăit prinț Filip, dacă nu mă înșel. Era născut în 1921 și a decedat în 2021. 100 de ani. A murit în anul în care făcea 101 ani. Deci aceste personaje care au grijă și de ei, dar au grijă de țară, sunt foarte longevivi, cum vedeți în aceste exemple. Și cu siguranță, cum spuneți, regele, dacă ar fi rămas în România, ar fi fost unul dintre cei mai longevivi monarhi, cu siguranță, din Europa. Ați reușit să puneți în aceste producții acest adevăr, crâmpeie de viață, până la urmă parte din istoria noastră. Mi-ați spus că la un moment dat ați reușit să-l cunoașteți pe regele Mihai. Când se întâmpla acest lucru? S-a întâmplat în 2010, la o lansare de carte. La acel moment noi nu lucrasem la proiect, numai John avea interviul. Interviul era acolo, cum ziceați? Era la John în Statele Unite. În Statele Unite. Ideea a venit ulterior a filmului, după câteva întâlniri care le-am avut cu John și cu regizorul. Trebuie să menționez regizorul
acestor proiecte este din Marea Britanie, îl cheamă Trevor Putz și este un apropiat al lui John Florescu, cu care a colaborat dânsul în anii 90 când lucra împreună cu David Frost în Londra. Cum știți, David Frost este cunoscut ca producător de televiziune care lua interviuri celebre la celebrități istorice și politice, vestitul interviul Nixon versus Frost, cum bine știți. Și John l-a adus pe Trevor, care este un regizor specializat și pe istoriografia al doilea război mondial și primul război mondial, mai ales în partea de este a Europei, cu care am colaborat foarte bine împreună cu echipa noastră Chains of Film Production, împreună cu producător senior Viorel Chesaru, care vreau să-l menționez, parte din echipa noastră de la București, și un aport imens a avut Mircea Lăcătuș, editor și cercetător de arhive, care a lucrat și lucrează cu noi în aceeași echipă de la primul film, de la Războiul Regelui Maria, Inima României și Regele Mihai, Drumul către Casă, toate trei care formează. Sunt practic trei proiecții colosale. Primul care a fost? Regele Mihai este primul, Maria, Inima României este al doilea, care a fost dedicat centenarul reîntregirii României în 2018, a fost finalizat. Și al treilea? Al treilea film a fost finalizat anul trecut, Regele Mihai, Drumul către Casă, care arată perioada dureroasă din exil a regelui Mihai. Toate aceste trei proiecte fac parte din acest turneu național de educație istorică, care l-am inițiat împreună cu domnul John Florescu, cu Intrarea Liberă, și în acest an, în 2023, încercăm să acoperim toate județele. Am acoperit o parte în 2022, am mai acoperit o parte în 2019, ne-am întrerupt în 2020 din cauza pandemiei. Practic a fost un maraton, dar înainte de acest maraton, aș vrea să vă întreb, și poate mulți români sunt curioși să știe cum l-a simțit pe regele Mihai, și să vă felicit până la urmă că ați avut șansa să dați mâna cu un rege. Da, a fost un moment scurt, dar delicat. Regele este probabil cea mai modestă persoană care am cunoscut în viața mea. John a avut norocul și șansa să stea cu dânsul două zile la o discuție, cum vorbim noi acum, în Palatul Elizabeta. Și mi-a confirmat același lucru. Așa l-a simțit, un om modest. Îl citesc pe John acum. Regele Mihai este unul din personajele cele mai modeste care le-am cunoscut pe această planetă, de o căldură și de o rigurozitate fantastică. Mai ales pentru vârsta la care interviul a fost la finalul anilor, avea o vârstă înaintată, după, în 2003, dacă facem un calcul, născut în 1921, avea 80 peste 80 de ani când a dat interviu. Este remarcabil că au primit inițial acordul să intervieveze practic o zi și prin bunăvoința regelui Mihai, echipa s-a deplasat și a doua zi, simțea că mai are de spus, că istoria poate să fie mai clară, completată până la urmă printr-un martor direct și avizat până la urmă. Cea mai importantă voce, probabil, a acelor vremuri. Corect. Practic, regele Mihai, în acea perioadă când i-a fost luat interviu, până în 2017, a fost ultimul conducător de stat din spatele cortinei de fier în viață, care s-a întâlnit cu Hitler și cu Stalin. Dacă nu mă înșel, și cu Stalin. Cu Hitler, cu siguranță, pentru că avem dezvăluirile din filmul Războiul Regelui, în care spune că am fost cu tatăl meu, Carol al doilea, să avem lunch cu Hitler și n-a fost o situație plăcută să discute în preajma al doilea război mondial. Și ulterior, trebuie să verific din nou, dar cineva spunea că s-a văzut și cu Stalin, practic era singurul personaj din Europa care s-a văzut cu ambii dictatori. Dar nu sunt sigur de întâlnirea cu Stalin. Știu sigur că Stalin și-a trimis soli să-l decoreze la București. Și în sensul adevărului istoric, rămâne să ne dați acest răspuns într-o întâlnire viitoare. Sau telespectatorii Canal 33, așa cum i-am îndrumat pe toți tinerii sau pe cei curioși să afle adevărul istoric, să meargă la Arhivele Naționale, să găsească răspunsul dacă regele Mihai a fost persoana care l-a întâlnit pe Hitler și apoi pe Stalin. Da, e un semn de întrebare vis-a-vis de Stalin. Știu că solii lui Stalin au venit la București și au transmis mesajele personale lui Stalin după al doilea război mondial. Dar în continuare urmăriți acest turneul de educație națională de istorie și în 2023. Îl găsiți și pe pagina de Facebook, Turneul Național de Educație Istorică, și o să vedeți unde am fost, unde suntem și unde vom fi. Pentru că aceste povești de succes care sunt și în Turneul Național de Educație se reflectă în viitorul mai ales al tinerilor generații și ajută România.
Vorbim despre un maraton pe care l-ați făcut pe tot parcursul anului 2022, maraton care continuă în 2023. Am numit și numim câteva orașe importante, Cluj-Napoca, ați fost la Craiova. Ne oprim un pic în cetatea Banilor. La sfârșitul anului 2022 ați avut o proiecție și evenimentul a fost proiectat acolo. Ce impresii v-au făcut? Cum au fost posibil proiecțiile la Craiova? Cine vă ajută pentru asta? La Craiova a fost fantastică proiecție. Am avut-o la Cercul Militar. Am avut suportul organizației monarhiste din Craiova prin domnul arhitect Buzatu și prin domnul Ovidiu Bunea. Dânsii ne-au facilitat această proiecție la Cercul Militar din Craiova. A fost o sală plină. Chiar liceul militar a trimis elevi de la școala militară și au venit în uniforme. Evenimentul a fost combinat și cu prezența principelui Nicolae la aceste proiecții din cadrul turneului care l-am avut. Dânsul și-a lansat și cartea la Craiova despre regele Mihai, bunicul meu, regele Mihai. Da, a fost un succes. La fel și la Cluj, sala a fost plină. Am avut parte de suportul și Universității Babeș-Bolyai, secțiunea de economie. Chiar la ultima proiecție care am avut-o în 2022 a fost tot în județul Olt, în Caracal, la Teatrul Național din Caracal. Evident, proiecții de succes și cu ajutorul autorităților. De fiecare dată vorbim cu autoritățile locale, cu Consiliul Județean sau cu primăriile sau chiar cu prefecții, în speranța de a primi suport să reușim să aducem comunitățile din acel județ sau din acel oraș să vadă o lecție de istorie care lumea spune că e necesară, nu o spun eu sau colegii mei de la acest proiect. Iar la aceste proiecte, pe lângă că particip eu sau împreună cu domnul John Frescu, mai avem invitați, mai avem istorici invitați. Vă dau un exemplu, am fost cu domnul Matei Cazacu în București la Biblioteca Carol când am lansat turneul și sala a avut o grămadă de întrebări pentru domnul Cazacu, Matei Cazacu, care chiar participă în filmul Războiul Regelui, în proiect. Am avut onoarea să mergem la Craiova cu producătoarea TV, îmi scapă numele acum, care este în film, o să-mi revină pe parcurs, am avut un drum până în studioul dumneavoastră și îmi găsesc gândurile mai greu, dar avem invitați de fiecare dată, în afară de noi care participăm la proiecții și răspundem audiențelor întrebărilor din culisele filmelor și ce am găsit pe parcurs, întâmplări, ne întreabă lumea ce a fost cel mai greu, cea mai grea filmare, pot să vă zic că a fost la Moscova, deoarece a trebuit să validăm istoricii care John le-a luat interviu cu ambasada Rusiei la București, cu câteva luni înainte, până să primim viza de a pleca oficial la Moscova să le luăm interviu. La Moscova am fost lăsați doar eu cu John să ajungem la interviu. Camera a fost oferită de către statul rus, deci am lucrat cu un operator rus pentru prima dată. Când se întâmpla acest lucru? S-a întâmplat de două ori, în 2017 și în 2018. Pentru filmul Războiul Regelui, în care am avut un interviu cu un general al armatei ruse care l-a cunoscut pe regele Mihai și a fost decorat de regele Mihai. În 2010 a fost decorat. Și în 2018, când am avut interviul pe tema filmului Maria Inima României, am dezbătut capitolul tezaurului care a fost transportat în primul război mondial de la București prin dorința reginei Marie către țarul Nicolae al Rusiei. Și sunt istoriografi pe această temă care ne dezvăluie în film ce s-a întâmplat cu tezaurul, lucru care a fost subliniat și de domnul guvernator Mugu Isărescu, care participă la acest proiect. În Maria Inima României și mulțumim. Practic vrem să mulțumim și familiei regale că ne-au pus la dispoziție arhive pe parcursul acestor cel trei filme. Am avut suportul lor și am primit arhive private din colecția privată a familiei regale de la București, de la Palatul Elisabeta. Custotele coroanei, principesa Margareta ne-a dat suportul la toate cele trei filmele și chiar îi mulțumim. Și practic o să vedeți arhive nevăzute, practic, care sunt pe internet, care apar în cele trei filme. Sunt lucruri inedite, lucruri speciale. Ați spus că fac parte din arhivele familiei. Înseamnă că este inedit tot ce se vede practic în aceste proiecții. Invităm încă o dată telespectatorii Canal 33 să se alăture acestui proiect,
să vadă turneele în orașele în care o să apară. Puteți să ne spuneți cumva un grafic și orașele în care vreți să ajungeți în acest an? În 2023, da. Deja am vorbit pentru februarie să mergem în Valea Jiului, o să fim la Petroșani, cu siguranță, cu suportul primăriei din Petroșani și cu domnul primar Riții. Avem în proiect să mergem, să ajungem la Sibiu, la Brăila, la Galați, la Arad. În Suceava și în 2023 mai avem plan să trecem Prutul, să mergem și în Republica Moldova la Chișinău. Este un vis care îl avem de un an, la care lucrăm, să avem proiecții cu cele trei filme în Republica Moldova. Suntem datori să ne cunoaștem trecutul. Considerați că este important pentru o nație să știe trecutul așa cum s-a desfășurat? Practic, ce am învățat eu lucrând atât timp în proiecte istorice, lucrând în arhive cu colegii mei, participând la filmări și călătorind în țară să arătăm aceste proiecte istorice, am observat o sete de istorie, mai ales la tineri, și consider că această parte din trecut, practic e o parte din istoria modernă a României, care le avem în aceste trei filme, dacă sunt bine înțelese în prezent, se reflectă în viitor și ajută noile generații. Pentru că de fiecare dată când ne întrebăm ce aveți în plan după proiecții, mai ales pe tineri, unde vor să meargă, ce vor să facă, din păcate sunt mulți care vor să părăsească țara. Dar ridică degetul și spun, acest film mă face să mă simt mai mândru și chiar ne cer DVD-urile să plece cu ele dacă pleacă din țară, deoarece când ajung în țări în vest, mai ales cum e Marea Britanie care are monarhie sau Belgia sau Spania, sunt mulți români în Spania care au familie regale acolo, vor să arate o parte din istoriografia noastră care reprezintă monarhia până în al doilea război mondial. Care ne face cinste până la urmă. Care ne face cinste și e un bun ambasador. Am văzut aceste cereri care le-am primit și de la Ministerul Afacerilor Externe. Ca aceste filme să fie prezentate la anumite ambasade, l-au cerut, s-au difuzat deja în Spania, în Lisabona, în octombrie anul trecut, cu ocazia centenarului încoronării reginei Maria și regelui Ferdinand, am avut două proiecții în același weekend, organizate de ambasada din Lisabona a României și ambasada României din Madrid. În același weekend au avut aceste lecții de istorie pe tema regina Maria și implicația din primul război mondial. Dincolo de cercetare și dincolo de manuscrise și dincolo de povești, fiecare dintre noi are o istorie poate din familie. Am vrea să vorbim un pic și să povestiți telespectatorilor noștri despre bunicul dumneavoastră. Mulțumesc! Probabil această pasiune pentru istorie mi-a fost insuflată într-un stil militaresc, aș spune, de către bunicul meu, din partea mamei, care comandor Simion Stănculescu. Mama este Stănculescu după numele de fată. Iar Simion Stănculescu, comandor, a făcut studii în Franța, la Paris și la Toulouse, a făcut aerospațiale și a revenit în România și a lucrat pentru Carol al II-lea. A fost implicat în al doilea război mondial și protejarea câmpurilor petrolifere de la Ploiești. Are un proiect secret la care a lucrat în protejarea câmpurilor petrolifere împotriva bombardamentelor aliate și pormă germane, un proiect care se numește Aeron. N-a lucrat singur la acest proiect, a lucrat cu alți ingineri în aerospațiale și aeronautică. Se baza pe baloane de heliu care se ridicau noaptea în jurul Ploieștilor cu o plasă de metal între ele și forțau avioanele inamice să zboare la altitudini mai mari și greșeau bombardarea la sol. Țintele. Practic au fost declarați în presă în Marea Britanie la primele raiduri care britanicii le-au avut asupra Ploieștilor în 44. Spunând, am pierdut avioane deasupra Ploieștilor, dar nu se trăgea de la sol. Nu înțelegem ce au făcut România acolo. Era un citat dintr-un ziar britanic. Deci, dacă căutați pe internet, apar informații despre acest proiect secret Aeron, la care bunicul a contribuit. Și probabil dânsul mi-a insuflat, militarește vorbind, o educație istorică, într-un fel. Și am această pasiune pentru istorie. Și mulțumesc! Pasiune pentru istorie au probabil mulți români, mulți tineri. Este momentul meu să spun că sunt foarte mândră. Mihai Oșca este student la istorie la București, pasionat de istorie din totdeauna, nu neapărat numai de această bucățică de istorie, de istorie în general, de oameni și de viață. Îi doresc din tot sufletul să aibă un viitor în acest domeniu și să simtă cu adevărat că a meritat drumul către această știință și să meargă mai departe
cu mândrie să spună că este român. Poartă și numele Mihai, un nume frumos, un nume deosebit, iar noi am avut ocazia românii să avem un rege, regele Mihai. Astăzi i-am dedicat această ediție. Considerăm că prin prezența dumneavoastră am clarificat anumite momente din zbuciumata perioadă și dacă aș vrea pentru final să punctați dumneavoastră ceea ce poate am omis. Un CD produs cu aceste filme istorice, cu două dintre ele, al treilea este separat. Să-l prezentați la cameră, vă rog. Maria, inima României și Războiul Regelui. Și prin prezența dumneavoastră la noi, Canal 33 România v-a oferit ocazia să prezentați acest crâmpei de istorie, dar extrem de important, zicem noi. Suntem onorați să fim la Canal 33, să preluați în povești de succes aceste povești istorice care ne reprezintă țara și în timp schimbă destine în bine. Pentru că și poveștile dumneavoastră de succes din România la această emisiune nu fac decât să ajute această societate care își caută drumul și cu siguranță și-l găsește și vedem că este pe un drum din ce în ce mai bun. Și genul acesta de emisiuni care dumneavoastră le faceți la Canal 33 și le promovați nu fac decât să ajute societatea, mai ales generațiile tinere. Credem că prin prezența dumneavoastră astăzi am punctat câteva lucruri importante. Aș vrea să încheiem așa într-o notă optimistă și să spunem că dumneavoastră chiar astăzi aveți în ținuta dumneavoastră o cravată. Poate ne spuneți un pic istoria? Da, mulțumesc. Este cravata regelui Mihai. Au fost produse într-o ediție specială de 100 de bucăți cu ocazia centenarului în 1921-2021. Deci în 2021, la centenarul regelui, a fost produsă această cravată și are simbolistica regelui Mihai I al României. Iar ce spuneați de numele regelui Mihai? Prima întrebare care John Florescu i-a adresat-o regelui a fost: Sire, de unde vine numele Mihai? Cine a hotărât numele? Și o să vedeți în filme, regele răspunde. Și răspunde, citez, nu sunt sigur dacă este după Mihai Viteazul. S-ar putea să fie mama care mi-a pus numele sau tata. Nu sunt sigur. Poate are conotație totuși cu Mihai Viteazul. Foarte frumos. Același lucru aș răspunde și eu lui Mihai al meu. Mama și tata au ales numele după Mihai Viteazul, după Mihai Regele României, după Mihai Eminescu. Avem atâția Mihai foarte importanți. Emblematici da. Ca nație. Corect, da. Și e o nație care are o istorie frumoasă care trebuie să rămână pe tapet. Și prin povești de succes afișăm istoria și o păstrăm. Pentru records, cum se spune, să rămână și în școli. Și am fost la Universitatea București, am fost chiar la secțiunea istorică unde am prezentat Războiul Regelui. N-am reușit încă să prezint Maria Inima României și regele Mihai Drumul către casă, dar este în plan în acest an, în 2023, să mergem la Universitatea din București. O seară cu amprentă istorică a fost alături de noi cineastul Dan Drăghicescu. Vă mulțumesc mult de invitație. Un an nou bun 2023 și dumneavoastră și telespectatorilor Canal 33, pentru că este un canal de succes care susține istoria și o afișează într-un mod corect. Să avem un an minunat, vă aștept la o ediție următoare. Numai bine, dragii noștri! Vă mulțumesc!